Bine v-am regăsit, dragi prieteni, vă spune Ioan Cristian Țăran și echipa TVR Târgu Mureș. Iată-ne pentru prima dată în acest an la un cântec și poveste în platoul TVR Târgu Mureș. Invitatul nostru special de astăzi reprezintă Valea Târnavelor. Este vorba despre Costel Popa. Bine ne-am reîntâlnit, Costel, și la mulți ani! Te salut, Cristi, pe tine și pe toți cei care ne urmăresc și pentru prima dată la tine, așa că dăm voie să spun la mulți ani și bine ne-am găsit. Costel, cum este emisiunea Cântec și Poveste? Este povestea interpretului, noi ne știm mai bine, așadar pentru cei de acasă să începem cu povestea ta. De unde vine Costel Popa? Adevărul este că până acum le-am urmărit poveștile altora, acum se pare că a venit rândul meu să-mi spun povestea și îți mulțumesc că mi-ai dat ocazia. Costel Popa vine de pe Valea Târnavelor, din localitatea Medeaș și aduce prin cântecul său cântece de acolo din zonă, și anume hațegane, învârtite, jiene, doine, purtate și, de ce nu, și pricezne. Costel, când a început să cânte? Pot spune că de la vârsta de 9 ani. Așa că mă zic că de la 2-3 ani zic. Acum dacă e să mă gândesc o carieră artistică, am 30, fac 31, uite, deja sunt aproape 20 de ani, 21 de ani de când m-am apucat de cântat. Și într-adevăr a trecut o vreme în care am muncit mult, dar se pare că această muncă a dat roade și pentru asta nu pot să-i mulțumesc decât lui Dumnezeu. Ziceai că ai început la 9 ani, să mai duci aminte care era acel cântec al tău de debut? Da, într-adevăr, primul meu cântec a fost la o serbare școlară. Eram în clasa a patra, dacă nu mă înșel, și învățătoarea ne-a pus pe fiecare să cântăm o cântare. Fiecare, unii și-au ales muzică ușoară, alții muzică populară, eu, și am cântat atunci pentru prima dată Doamne ocrotește pe români, cântecul doamnei Sava Negrean Brodașcu. Costel, într-adevăr, la 9 ani a început, dar începutul așa mai serios... Atunci mi s-a descoperit, ca să spun așa, talentul, pentru că nu eu mi l-am descoperit, ci l-au descoperit cei apropiați mie, în primul rând mama, învățătoarea, ele au fost cele care au ținut aproape și mai ales mama. Ea făcea cu mine exercițiile când eram mic. La tine în familie mai este careva care cântă? Să știi că cumva se trage din familie, și anume bunicul, tata lui tata. Da. Deci bunicul din partea tatălui, el cânta și nu a făcut o carieră din asta, dar avea o voce foarte bună și cred că e posibil de acolo să se tragă. Pentru că taică-meu întotdeauna și-a dorit să aibă un băiat fotbalist, pentru că el a fost fotbalist și nu i-a ieșit, a ieșit cântăreț. Se pare că seamănă cu tatălui. Ai vreo treabă cu fotbal? Așa că poate la mine eu o să vreau să fie cântăreț și eu o să fie fotbalist. Nu se știe. Niciodată nu se știe. Și începuturile așa mai în serios când au fost? Impactul cu publicul mare, cu... juriu, dacă... Deci, bineînțeles, de la 9 ani încolo am avut parte de mai multe prezențe în fața publicului, dar pot să spun că activitatea mea profesională a început de la vârsta de 21 de ani, când am avut parte, prilejul de a participa la primul festival concurs. Era la Sighișoara organizat. Și pot spune că am nimerit acolo din greșeală, nu? M-am dus cu ansamblul din Mediaș, nici nu știam ce se întâmplă, știam doar că trebuie să cânt o doină și un cântec de joc. Și, era un spectacol concurs? Da, era un spectacol festival concurs. Și acolo am luat marele premiu. În jurul au fost prezenți doamna Eugenia Florea de la București, domnul Sergiu Vitalean Vaida de la TVR Cluj era atunci, și dânsii m-au văzut și pe urmă m-au mai chemat la alte festivaluri. Și pot spune că așa m-am împrietenit cu diversi colegi, printre care și cu tine, căci ne cunoaștem de multă vreme. Și uite, mă bucur că viața ne-a adus din nou împreună. Thank you.
să-ți mulțumesc, mă, la 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 la, că pe lume eu trăiesc, mă, la 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 la. Trăiesc ca să pot cânta dorul și cu dragostea, mă, dorul și cu dragostea, mă, la 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 la. Cam versul dulce, la 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 la, inima în mine plânge, la 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 la, îmi plânge de bucurie, așa-mi-o fost dat să fie, ca așa-mi-o fost dat să fie, la 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 la. Mi-a fost dat ca să horesc, mă, la 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 la, și prin cântec să iubesc, mă, la 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 la, să iubesc omul și viața ca soarele dimineața, ca soarele dimineața, la 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 la. Doar cântecui alinare, la 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 la, la bine ori supărare, la 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 la, de năcaz ori bucurie, îți las cântecul meu ție, îți las cântecul meu ție, la 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 la. Îți las eu, omule, să-mi citești inima mea, mă, să-mi citești inima mea, mă, la 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 la. Povestea despre festivaluri pentru tine cu siguranță a fost o experiență. Ce le-ai recomandat celor care sunt la început de drum? Sunt benefice festivalurile concurs? Păi tu ce spui? Eu acum sunt în calitate de... Păi hai să vorbim din prisma amândurora. Deci, din aceste festivaluri am învățat, eu cel puțin, să câștig, să pierd. Și mai ales am învățat, am avut parte de dialogul meu cu publicul și nu oricum, ci în primul rând m-am afișat în fața juriului, care știi, nu este prea ușor să știi că cineva stă în fața ta cu notițe și notează tot ce faci bine, ce nu faci bine. Și pot spune că au fost niște experiențe care într-adevăr m-au ajutat să merg înainte. Cred că sunt experiențe care numai dacă participi poți să-ți dai seama despre ce vorba. Exact. Dacă ți le povestește cineva, nu poți să realizezi exact ceea ce înseamnă să fii într-un spectacol, să fii jurizat și să te întreb la urmă și tu oare ce am greșit sau oare ce trebuia să mai fac. Exact, și cum spuneam, de acolo am învățat să câștig și să pierd. Și asta este cel mai important, pentru că viața nu este doar bazată doar pe lucruri faine, ci și pe mai puțin bune. Și atunci ce le recomanda la cei care sunt la început de drum și vor să participe în festival? Păi să știi că vin și mă mai întreabă unii mai tineri, unii colegi mai tineri, ca să spun așa, că ce ar trebui să facă, le recomand. În primul rând să meargă, sunt benefice, cum să zic, nu sunt întotdeauna corecte. Acum știm cu toții că trăim într-o țară care, cu bune, cu rele, bineînțeles, marele premiu, premiul întâi, ăstea întotdeauna sunt puțin luate de către cine trebuie, dar am fost mândru că am luat întotdeauna premii, fără multe, fără relații, fără pile, cum se spune, și le-am luat pe cont propriu. Să știi asta că mă bucură.
în fond, la urma urmei, suntem toți oameni și, și alții, în afară României, tot oameni sunt. Știu un caz concret de festival, nu-i de genul muzică populară, nu-i de așa. A participat la acel festival, la un festival foarte mare de jazz, dacă nu mă înșel, la Geneva. Și cea care trebuia să ia locul întâi a zis că nu îi se dă, bine, nu îi s-a spus în față, pentru că e din România. Dar în schimb a obținut locul 2 și marele premiu al presei, care premiul presei se spune că e la fel de important. La fel de important ca și trofeul acelui festival. Așa că hai să privim și altfel. Zic că și în România se vor schimba lucrurile încet, încet. Și în festivalul destul cu siguranță greu, se vor schimba și cred că și festivalul... Dar oricum sunt de acord că schimbarea începe cu noi, cu fiecare dintre noi. Într-o grădină cu fână mă-ntâlni cu un om bătrân, tăt ploie, tăt vreme. Și sus china mă, dice plângi bătrânule, mă, cum să nu plângi. Cu toți mor părăsătă-mă. Și-acum stau și-aște mereu, mă, să văd un aștept, dar-i în zadar, mă, și-n-i sufletul amar, mă. Surdus și-or plecat în lume și-or uitat cu mine nu-li mai dor, mă, parcă n-aș fi tata lor, mă. Dragă-mă,
cum a puiul cucului, mă, pe coarnele lugului, mă. Și-n era de pete, cântă la vaci să tragă. Și cum a început schimbarea cu Costel Popa, dacă tot povesteai despre schimbare, după aceste festivaluri? Păi, după aceste festivaluri, cum spuneam, mi-am dezvoltat anumite relații colegiale cu voi, concurenții, colegii mei, cu, pe urmă cu oamenii de televiziune și pe urmă cu publicul, cel mai important. Și astfel au început colaborările cu diverse ansambluri. Am făcut parte din ansamblul Jidvei România timp de 4 ani de zile. Am colaborat chiar și cu Junii Sibiului și pot spune că și lucrurile astea mi-au fost benefice, pentru că toate au fost spre dezvoltare. Din toate am învățat câte ceva. A început, cum ai povestit, colaborarea cu diferite ansambluri, dar pentru a-ți crea un nume personal, aveai nevoie de repertoriu, de repertoriu personal. Exact, asta... Unde l-a găsit, Costel? Asta le-o spun tuturor, că povesteai ce le recomand celor mai tineri. În primul rând, da, să aibă un repertoriu al lor, nu să cânte de la alții. De la alții, da, dacă vrei, poți să cânti, mergi la nuntă, oriunde, la orice petrecere și cânti cântările altora. Dar ca să devii tu un nume, să devii tu cineva, să ai tu ceva al tău, în primul rând trebuie să ai un repertoriu. Mai ales în cazul nostru al cântăreților, al soliștilor vocali. Știm foarte bine că repertoriul se găsește cum se găsește. Acei bătrâni ai satului care tot mulți realizatori îi elogează, din păcate nu mai sunt. Așa este, atunci... nu mai sunt. Culegerile s-au cam făcut. Și atunci cei tineri până la urma urmei tot la culegeri trebuie să apeleze. Să știi că, uite, te ajută și... chestia asta, să mergi pe sate la bătrâni, să ceri ajutorul, să-ți dea cântece, pentru că astfel te dezvolți profesional. Vezi că de multe ori se întâmpla, mergeam și bătrânii îmi cântau cântări care le auzeau la televizor și le ziceam, bă, oameni buni, unde din alea? Îmi trebuie de alea vechi, știi? No, și am învățat din toate câte ceva, dar acum, după atâta timp când am văzut cam ce se cântă, ce așa, ei bine, pot spune că mă mândresc cu faptul că mi-am adus și eu aportul în a crea folclor. Astfel, pe acest prim album al meu, pe care astăzi vi-l prezint, pot spune că am și cântări ale mele personale. Și, la urmă urmei, asta contează, să creezi, nu trebuie să ne rezumăm doar la ce a fost, ci și la ceea ce vrem să fie. Normal că prin cântece transmiți anumite stări care le poți avea și în prezent, dar să rămâi în tiparul... Să nu te abați. Exact, de nou. Cum ai găsit tu, de fapt, mai exact, repertoriul? Pentru că mă uit pe acest compact disc al tău, 23 de cântece. Așa este. Deci pot spune că la 23 de ani, deci după ce am umblat... Dar n-ai făcut-o? După ce am umblat vreo 2 ani la concursuri 3, mi-am înregistrat primele cântări, în număr de 7. Și acele cântece am umblat cu ele pe unde s-a putut, le-am promovat cât am putut mai bine și pe urmă, după ce au trecut ani în care am acumulat o anumită experiență, am adunat, bineînțeles, și partea financiară, pentru că asta este cea mai problematică în toată povestea, am decis să realizez primul disc, primul album. Aveam 7 cântări, așa că am decis să mai înregistrez încă 16 și astfel a luat naștere acest întreg album. Cu cine ai reușit să înregistrezi acest material? Am început cu Ovidiu Barteș, cu cel cu care ai
colaborat și tu și am decis să continui și să termin tot cu el. Așa că cu dânsul am realizat 22 de cântece și datorită faptului că am făcut parte și din ansamblul Jitvei România, am vrut neapărat să am un cântec și cu orchestra Jitvei. Așa că acolo este și maestrul Stelian Stoica prezent. Le-ai plecat, dar te-ntorci acasă. Că niciunde nu-i ca aici viața de frumoasă. Și oricât de departe-i fi, românașule, cu gândul acasă-i trăi, măi românule. Plângeți ochi și lacrimați, mă, la-la-la-la, la-la-la-la, că acasă zac uitați, mă, la-la-la-la, la-la-la, pruncuță și avuțâia, la-la-la-la, la-la-la-la, părință și prietenia, la-la-la-la, la-la-la, românașule, ai plecat, dar te-ntorci acasă. Niciunde nu-i ca aici viața de frumoasă. Și oricât de departe-i fi, românașule, cu gândul acasă-i trăi, măi românule. Acasă, că niciunde nu-i ca aici viața de frumoasă. Și oricât de departe-ai fost, românașule, tot acasă te-ai întors, măi românule. Românașule, ai plecat, dar te-ai întors acasă, că niciunde nu-i ca aici viața de frumoasă. Cum este maestru Ovidiu Barteș la înregistrări, în studio? Ei bine, dacă nu era un om în toată puterea cuvântului, bineînțeles, nu colaboram cu dânsul. Este un adevărat profesionist și un om care, pe care te poți baza și poți spune că în toată orchestrația asta lui mă regăsesc cumva. Și uite, Costel Popa a reușit să pună, să adune cântecele, cum spuneai tu că ai reușit să înregistrezi 7 și după celelalte, ai reușit să imprimi acele cântece alături de maestru Ovidiu Barteș și maestru Stelian Stoica. Stelian Stoica și nu în ultimul rând, Sandel Filip. Da, înregistrările au fost realizate la studioul Sandel Filip din Cluj. Așa, ai reușit să le pui pe un CD-ul și să-ți faci o carte de vizită, Costel Popa, carte de vizită care este prezentată la diferite evenimente, emisiuni de radio și televiziune. Cum este publicul atunci când le cânți acel cântec românaș? Ceva cu românaș era. Hai cu tot să ne dăm mâna, nu? Da. Da, este cântecul care dă numele albumului. Și am decis ca acest cântec să dea numele albumului pentru că este un titlu care îndeamnă la
o unire și nu doar la o unire oarecare a noastră a românilor, ci la o unire a noastră a oamenilor, pentru că în primul rând cu toții suntem oameni și ce presupune să fii om? În primul rând presupune să fii bun, să fii darnic, să dai tot ce ai mai bun din tine. Pentru că rău poate face oricine, bine poate, îl pot face doar unii. Un lucru bine știu din legea lui om, să fii om. Exact. Iar când vin cu acest cântec, că spuneai de lucrul ăsta, când îl cânt, ce pot să spun decât că la un moment dat oamenii trăiesc acest cântec și câteodată și cântă, mai ales refrenul, și mă bucură. Deci nu poate, bineînțeles, pe fiecare ne bucură. Cred că cea mai mare bucurie e ca să vezi că cineva îți cântă cântările. Haideți, români, acum cu toți să spunem, să spunem da, în viață ne-a fost greu. Dar oricât de greu ne-a fost în lume, noi l-am avut pe bunul Dumnezeu. Dar oricât de greu ne-a fost în lume, noi l-am avut pe bunul Dumnezeu. Noi l-am avut pe bunul Dumnezeu. Așa că hai cu toți să ne dăm mâna, să fim uniți de acum pe veci. Căci câte o foșor să mai vină, pe toate românele treci. Așa că hai cu toți să ne dăm mâna, să fim uniți de acum pe veci. Căci câte-o foșor să mai vină, pe toate românele treci. Am fost prădați de ani de-o veșnicie, și-n genunchiat au micul nostru popor. Dușmanii mulți ca iarba din câmpie, dar am rămas mereu biruitori. Dușmanii mulți ca iarba din câmpie, dar am rămas mereu biruitori. Dar am rămas mereu biruitori. Așa că să ne dăm mâna, să fim uniți de acum pe veci. Căci câte-o foșor să mai vină, pe toate românele treci. Așa că hai cu toți să ne dăm mâna, să fim uniți de acum pe veci. Căci câte-o foșor să mai vină, pe toate românele treci. Voi, frați români, ce ați plecat departe, în urmă tată, mamă, zac uitați, pustiogoare, grădini nesăpate, vă așteaptă iar cu plugul să le arăți. Lăsați acum, lăsați străinătate, și hai înapoi, pământul vi luați. Și hai înapoi, părinți vă îmbrățișați. Așa că hai cu tot să ne dăm mâna, să fim uniți de acum pe veci. Căci câte-o foșor să mai vină, pe toate românele treci. Așa că hai cu
tot să ne dăm mâna, să fim uniți de acum pe veci. Căci câte o foșor să mai vină, pe toate românele treci. Căci câte o foșor să mai vină, pe toate românele treci. Costel povestea despre începuturi. Ai studii muzicale? Studii muzicale, și cum e, că mulți au studii muzicale și n-au har. În primul rând, pot spune că Dumnezeu m-a binecuvântat cu talent, cu har, și pentru asta îi mulțumesc în fiecare zi. Iar pe urmă, ca să faci ceva mai departe, bineînțeles, trebuie să și șlefuiești acel talent. E bine, nu am urmat un conservator, dar am urmat 3 ani Școala Populară de Arte din Sibiu, unde am avut o profesoară pe doamna Mariana Angel. Și bineînțeles, înainte de a merge la Școala de Arte, am avut și o profesoară care îmi dădea ore de muzică în particular, doamna Margareta Berzovan, tot din Sibiu, care acum, din păcate, nu mai este. Și pot spune că de la ea am învățat foarte multe. Deci, acea Școală Populară de Arte te ajuta foarte mult. Da. Deci m-a ajutat, eu deja eram destul de înaintat în ale muzicii, dar m-a ajutat în primul rând pentru că am astfel și eu o diplomă între ale muzicii și, bineînțeles, am avut lângă mine oameni care au putut să-mi dea sfaturi, cum spuneam, doamna Margareta și doamna Mariana. Și la bază, de ce profesie este Costel Popa? Da, la bază este de cu totul altă profesie și muncește de cu totul altă profesie. Deci, facultatea am terminat-o tot de la Cluj-Napoca, geologie, deci nu teologie, geologie, și masterul la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu pe valorificarea gazelor naturale. Pentru că la noi la Medeaș, ca și la voi la Mureș, există, știți, gazul, toate astea. Și am sperat să mă angajez în domeniu. Dar, e bine, a fost destul de dificil, așa că la un moment dat pot spune că am lăsat o baltă cu gândul ăsta să mă angajez acolo și m-am axat foarte mult pe ceea ce îmi place și cred că Dumnezeu așa a vrut și așa a rânduit, așa că e mai bine așa, pot spune. Povestea tu tot despre proiecte, tot la proiectul tău, la un proiect de-al tău mă întorc, chiar dacă nu mai o soră, nu? Da. Chiar dacă nu ai frați care cântă, cu ghilimele, ți-ai găsit un frate de cântec, ce se vorba despre? Ovidiu Furnea, așa este, din Mureș. Și aveți acolo înregistrate, dacă nu mă înșel, 2 cântece împreună. Da, exact, cântecul despre care spuneam, hai cu tot să ne dăm mâna, l-am refăcut împreună. Și pe urmă, un cântec, mi-am dorit neapărat un cântec despre frați și... La un moment dat, pot spune așa, pentru că și cu cântecul ăsta, eu l-am creat. Textul, da? Și textul și melodia. Și pot spune că a venit la un moment dat acea gândire, acel moment. Acel feeling, da, acel moment. Și mă bucur că a ieșit exact ce am vrut. Un cântec autentic, frumos și despre frați. Deși multă lume mai îmi spune câteodată că de ce spun acolo la refren te iubesc fratele meu? Pentru că, la urma urmei, iubirea poate să fie de mamă, de părinți, de prieteni, de frați, de orice. Iubirea asta ne condiționează în lumea asta. Deci consider că este exact cuvântul care trebuia să încheie acel refren. Început când mamă am zis ziua, ai zis și tu, și amândoi de bună seamă i-am fericit sufletul.
Totul a început când mamă am zis eu, ai zis și tu. Și amândoi de bună seamă i-am fericit sufletul. Plângi atunci când am nevoi, când tu suferi plâng și eu, mă. Când râzi râdem amândoi, te iubesc, fratele meu. Plângi atunci când am nevoi, când tu suferi plâng și eu, mă. Când râzi râdem amândoi, te iubesc, fratele meu. De amintiri și patimi împărțam în orice zi, bucurii, necazuri, lacrimi, de când am fost mici copii. Multe amintiri și patimi împărțam în orice zi, bucurii, necazuri, lacrimi, de când am fost mici copii. Plângi atunci când am nevoi, când tu suferi plâng și eu, mă. Când râzi râdem amândoi, te iubesc, fratele meu. Plângi atunci când am nevoi, când tu suferi plâng și eu, mă. Când râzi râdem amândoi, te iubesc, fratele meu. Dacă greu-o pus soarta și de tine m-o depărtat, tu într-o parte, eu în alta, sângele tot mi-o legat. Chiar dacă greu-o pus soarta și de tine m-o depărtat, tu într-o parte, eu în alta, sângele tot mi-o legat. Plângi atunci când am nevoi, când tu suferi plâng și eu, mă. Când râzi râdem amândoi, te iubesc, fratele meu. Plângi atunci când am nevoi, când tu suferi plâng și eu, mă. Când râzi râdem amândoi, te iubesc, fratele meu. Costel, ne-ai povestit despre realizările tale. Care ar fi proiectele tale pe mai departe? Da, deci proiecte am avut până acum, spuneam, de Ovidiu Furnea. Pe urmă am avut proiect și cu Mara Mureșul, cu două fete faine de acolo, cu care mă înțeleg foarte bine. Cum spuneam, chiar dacă n-ai avut frați cu care să cânți, dar ți-ai găsit frați cu ghilimele de cântec, și aici mă refer la Ovidiu și la surorile Vlad. Așa este. Cum a fost colaborarea cu fetele? Păi, cu fetele pot spune că totul a început, ne-am întâlnit la o filmare și ne-am dat seama ce bine ne înțelegem. Astfel a început o frumoasă prietenie. Cum v-ați dat seama că vă înțelegeți bine? Păi bine, omul bun îl cunoști. Mai ales eu am o psihologie, ca să spun așa, de când văd omul pot spune că știu ce îi poate capul și de aia în fete imediat am găsit acel caracter care merită să-l ții aproape. Și timp de vreo 4-5 ani am colaborat ca și prieteni, ca și colegi și pe urmă am zis de ce nu, haide să facem ceva nou. Pentru că Ardeal, Mara Mureș nu prea s-au unit să facă ceva împreună. Și astfel am dat naștere cântecului Cât-i țara în lung și în lat.
cât în țara lung și lat. Și atât a rămas povestea, dar la o prătenie de colaborare. Deci am colaborat în sensul ăsta, am făcut 3 cântece, le-am promovat cât am putut mai bine, pentru că știm cu toții, promovarea este cea mai dificilă în ziua de azi. Dificilă din punct de vedere al timpului, financiar, toate astea la un loc. Putem spune că folclorul a ajuns să se promoveze exact ca anumite servicii și se apelează la fel și fel de tertipuri, de ce să nu spune marketing? Da, și pentru asta să știi că mulți se lasă. Mulți se lasă și renunță să mai cânte folclor și astfel ajung să cânte toate prostiile. Și pe urmă se miră alții, cei care zic că sunt deștepți cu capul mare, că de ce oamenii ăștia cântă minuni. De ce? Pentru că voi nu îi sprijiniți, nu îi ajutați. Adică noi. Nu voi, zic de alții. Am înțeles, am înțeles. Atunci... Se vor simți cei care nu dau nume, bineînțeles. Înseamnă că ei se slujesc de folclor. Cum spunea Alexandru Pugna, sunt care slujesc folclorul și care se bine, slujesc da, de uite, folclor. Am observat un lucru. Sunt colegi de-ai noștri cu care eu, tu, am participat în concursuri, am luat și eu premii și ei, dar e bine, ei la un moment dat au fost poate mai mult ajutați de către cineva pe toate planurile. Astfel au ajuns să fie mari artiști. Și după ce că au ajuns să fie mari artiști, în loc să păstreze faptul că sunt artiști și au o latură tradițională de dus înainte, să păstreze filmul autentic, da. S-au manelizat puțin. Exact ce spuneam, au comercializat folclorul. Și asta nu prea este ok. Păi cred că până la urmă, urme tot în caracterul omului stă ca să respecte ceea ce a început, dar știi cum este. Se vor alege, probabil, da, timpul, se va alege grâul de neghină. Și numai să nu fie târziu și pentru ei și pentru noi, pentru că toți spunem că marele public, într-adevăr că marele public te ajută, dar dacă noi venim în fața marelui public și promovăm non-valoarea sau chiciul... Exact. La urmă, e publicul ia ceea ce tu îi oferi. Și depinde. Unii oferă chiciu, alții oferă tradiționalul. Publicul de acolo își alege. Costel, pe care filmul rămâne? Ce faci? Ce alege Costel? Să slujească folclorul sau să slujească de folclor? Eu știu că am început pe o latură și mă duc pe latura aia, adică iubesc tradițiile, iubesc muzica populară adevărată, o să păstrez acestea și, bineînțeles, atunci când mă duc la o petrecere, la o nuntă, la o petrecere privată, acolo cânt ce se cere, pentru că important este să știi de toate.
ori, să te mândrești picioam, la 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 la. Să vadă codrun mersând, oamenii pe drum cântând, oamenii pe drum cântând, la 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 la. Să vadă câmpul cu flori, să te mândrești picioam, să te mândrești picioam, la 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 la. Costel, pe când al doilea material? Păi când va vrea Dumnezeu, în primul rând, și când va fi și partea cealaltă financiară destul de plauzibil, astfel încât să dea naștere unui al doilea material. Pentru cei de acasă, cum este ca să scoți un material? Păi este bine, costisitor? Știi cum e? Uite, oamenii văd la televizor videoclipul și zic, wow, ce fain. Dar până acolo, cât a fost de muncă? În primul rând, trebuie să creezi cântecul, pe urmă să mergi în studio, să-l înregistrezi, pe urmă să faci videoclip, pe urmă să-l dai la televizor. Deci sunt multe prin care se trece până așa și pe urmă să-l scoți pe piață, bineînțeles, într-un format, într-un compact disc. Și cum spuneam la început, și folclorul are nevoie de promovare, de marketing. Pentru a ajunge un anumit interpret departe, trebuie ca să-și facă promovare, că dacă nu, nu știe nimeni. Trebuie să-și facă promovare și, în primul rând, trebuie să transmite ceva, că degeaba te promovezi și cânți, nu mă înghești ce cânți și, de fapt, tu nu transmiți nimic. Deci asta trebuie și atunci când ieși în fața publicului, dacă vezi că publicul acceptă ceea ce tu îi oferi și apreciază, atunci trebuie să mergi mai departe. Dacă vezi că nu se întâmplă asta, mai bine te retragi. Adică să ai acea convingere că de fapt locul tău nu este pe partea asta, da. Să te oprești. Ai văzut că sunt foarte mulți părinți care încearcă ca să-și îndrume copiii spre a cânta. Cum a fost în cazul tău, tatăl tău vrea ca să te vadă fotbalist, da. Dar nu i-a ieșit. Cu siguranță așa e și în muzica populară, sunt mulți părinți care vor ca să își facă copiii. Știi cum e, da, vor să-i facă cântăreți, dar nu observă că de fapt poate n-au voce sau poate nu le place. E da, bine, mama mea a vrut să mă facă cântăreți și a ieșit. Știi de ce? Pentru că cântând, am descoperit eu că îmi place. Deci am început să iubesc asta, am început eu să învăț, fără mama mea. Deci m-am dus înainte pentru că asta simțeam că o fac din suflet și acum o fac la fel. Deci alții poate nu o fac din suflet, o fac numai pentru că vor părinții. Aici nu cred că este ok. Și vreau să ne întoarcem la ultima întrebare. Foarte mulți tineri, ne uităm la satul românesc, din păcate este gol. Spunea cineva într-o emisiune, ce am putea face noi pentru satul românesc? În primul rând ca să-l populăm. Costel Popa. În primul rând, de ce n-a ales? Simt și eu nevoia câteodată, după atâta stres și oboseală psihică pe care o adunăm noi, fiind tot pe drumuri, nevoia de liniște. Și câteodată parcă am nevoie să mă retrag unde, altundeva decât acolo, la sat, de unde sunt bunicii, de unde se trag părinții. Și vreau să te dea altceva. Foarte mulți tineri au părăsit satul românesc, orașele, s-au dus în afară. Costel Popa, ce a făcut, ce l-a determinat să nu plece în afară? Tocmai asta, tocmai faptul că iubesc cântecul popular, cântecul românesc și faptul că vreau să vadă românii, să vadă ce au încă aici și să nu să-i fac să înțeleagă că au tot ce au nevoie și nu e nevoie să mai plece dincolo. Eu n-aș pleca niciodată de aici, sincer. Costel, un gând bun celor care ne urmăresc, celor de acasă? Da, păi am eu un motto care sună așa, că în inima tatălui ești ceea ce iubești, în mintea universală ești ceea ce gândești, în ochii oamenilor ești ceea ce arăți. Dacă iubești, gândești și arăți mereu același lucru, acela ești tu cu adevărat.
așa să fiți și voi cu toții, păstrați-vă identitatea și astfel nu veți muri. Costel, îți mulțumesc că ai fost prezent în cadrul emisiunii noastre, te mai așteptam mulțumesc și cu alte și eu, ocazii. Cristin. Mulțumesc că mi-ai dat ocazia să fiu aici alături de tine și de telespectatori și îți doresc mult succes în ceea ce faci, că faci bine. Mulțumesc. Dragi prieteni, vă mulțumim că sunteți alături de noi de fiecare dată. Echipa TVR Târgu Mureș și Ioan Cristian Țăran vă urează cele bune. Doamne ajută! La 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 la. Am venit cu drag la voi, la 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 la, să vă cânt ca pe la noi, la 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 la, să închinăm un Doamne ajută, la 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 la, la om bun și lume multă, la 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 la. Închinăm un Doamne ajută, ha, ha, hai, ha, la un bun și lume multă, mă. La 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 la. Ardeleni și voi olteni, la 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 la, bănățeni și moldoveni, la 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 la, Maramure și Bihor, la 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 la, azi la toți vă cânt cu dor, la 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 la, Maramure și Bihor, ha ha hai ha, azi la toți vă cânt cu dor, mă. La 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 la. Hai dați oameni buni la joc, la 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 la, să ne învârtim cu foc, la 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 la, să uităm că viața e grea, la 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 la, și că lumea asta e rea, la 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 la. Uităm că viața e grea, ha, ha, hai, ha, și că lumea asta e rea, mă. La 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 la. Așa la românii le place, la 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 la, să petreacă și să joace, la 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 la, să fie doar voie bună, la 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 la, să ție o săptămână, la 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 la. Și dacă muzica îi cântă, la 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 la, nu e în veci viața urâtă, la 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 la